Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la încă o ediție a emisiunii Conștient, Non-Conștient. Sunt Tudor Borza și în acest episod al existenței emisiunii Conștient, Non-Conștient, vom dezbate despre credință și cunoaștere. Da? Am să vă rog să lăsăm deoparte ceea ce înseamnă pentru mulți dintre noi credința în sensul religios. Vom folosi credința ca și, în cadrul acestei emisiuni, ca și acel sens al metaforei în care credem, al canalizării resurselor ființei noastre înspre ceva ce credem. Motivul pentru care am decis să vă vorbesc astăzi despre credință și cunoaștere este unul simplu. De multe ori ajungem să ne instruim, să ne instruim în diverse discipline în viață. Și ne întrebăm de ce sunt atât de puțini oameni care ajung să ducă la nivel de excelență acest nivel de instruire. Pentru că, dragii mei, cum îmi place să spun, și personal n-am găsit-o nicăieri, dar dacă mai folosește cineva metafora aceasta, este perfectă. În viziunea mea, credința este mai puternică decât știința. Adică ceea ce ajungem să credem este mai puternic decât ceea ce cunoaștem. Un prim exemplu în acest sens l-am putea avea legat de acele comportamente pe care dorim să le eliminăm din viața noastră sau cel puțin să le ținem sub control, pentru că fiecare comportament are doza lui de echilibru pe care o aduce, fiecare manifestare a ființei noastre are în spate un beneficiu, o resursă de multe ori puțin vizibilă, de multe ori greu de identificat, dar fiecare comportament, așa cum spune și programarea neurolingvistică, cum mai spun și alte sisteme care analizează comportamentul uman, are în spate un beneficiu. Fără acel beneficiu, chiar dacă este la nivel neconștient, comportamentul în timp devine lipsit de resurse și dispare. Mai spuneam și în alte emisiuni despre faptul că în momentul în care cineva ne vorbește de aici, cunoaște ceea ce ne spune. Când cineva vorbește de aici, crede în ceea ce ne spune. Dacă vrem să cumpărăm ceva, adesea oamenii încep să se familiarizeze cu acel domeniu, să-l învețe, să-l cunoască. Dar decizia pe care o iau, o iau de aici, din credință. Tocmai de aceea și subiectul acestei emisiuni, pentru că înțelegerea acestui mecanism ne face viața mai fericită, mai liniștită. Înțelegerea acestui mecanism, acceptarea lui și ulterior intervenția asupra acelor pârghii care ne construiesc credințele este fenomenul care ne transformă din ceea ce unul dintre co-creatorii sistemului numit programare neurolingvistică numea, ne transformă din accidente ambulante în oameni conștienți. Este dificil în momentul în care devii conștient și îți dai seama că tot ceea ce este nefericire în viața ta sau numești nefericire are cauza în interiorul tău, tot ceea ce este fericire în același timp și asta începe să te bucure, are cauza tot în interiorul tău. Cu toate acestea, frica de a accepta acea
provocare a răului pe care ni le-am fi făcut noi înșine ne face să stăm departe de asumarea acestor atitudini, acestor poziții, de starea de conștiență. Pentru că a fi conștient înseamnă a face acel echilibru între ceea ce cunoști, și vorbim de cunoaștere rațională, și ceea ce reușești să crezi. Ceea ce reușești să crezi că este realitatea. În primul pas, apropo de credință, dacă în momentul acesta v-ați îndoi că tot ceea ce se întâmplă este real, mintea ar pleca în altă parte. Doar că ceea ce se întâmplă, creierul a calibrat ca fiind real, iar acest lucru vă face să urmăriți emisiunea, să mă ascultați și să considerați că ceea ce se întâmplă face parte din realitate. Dacă ar fi altfel, energia cu care mă ascultați, energia cu care susțineți atenția aceasta, ar fi direcționată automat înspre altceva. De aici începe primul pas. Și gândiți-vă în acest moment, o să-mi permit o ușoară paralelă înspre ceea ce poate lumea creștină, cuvântul credință, are ca reprezentare. Gândiți-vă că este necesar pentru a mă asculta să credeți în faptul că eu exist, că ceea ce se întâmplă aici este real. Mai mult, că ar putea să fie și util, și este util, și începe să devină din ce în ce mai util, pentru că acum vă puteți da seama cât credeți în faptul că există, cât credeți, dacă mergem spre linia creștină, în faptul că ar exista divinitate. În alte zone sau orice altă linie religioasă, da? Cât de mult credem în divinitate, cât de mult credem în ceea ce se întâmplă. Da? Adevărata credință în zona religioasă este atunci când undeva între cele două manifestări putem pune semn egal sau uneori am putea spune, dacă ne-am inspirat din Sfinții Părinți, de exemplu, în zona creștinismului, că de multe ori este mai importantă credința în legătura cu divinitatea decât credința în ceea ce credem că este real aici. Eu am să revin totuși la ceea ce credem că este real aici, pentru că această dezbatere este mai mult de natură teologică și o să o lăsăm celor care iubesc mai mult decât mine să facă acest lucru. Eu încerc să aduc lucrurile într-o zonă practică, păstrând legătura cu esența noastră. De multe ori auzim că obișnuința este a doua natură umană. Se uită să ni se spună care este prima natură, dacă obișnuința e a doua natură umană. Obișnuința fiind ceea ce am ajuns să credem, de fapt, pentru că ceea ce obișnuim să facem, facem în virtutea unei credințe. Credințe care s-a transformat în comportament, în manifestare, în reacție, la nivel fiziologic, la nivel emoțional sau la orice alt nivel. Depinde cât de complex vrem să privim ființa umană. Da? Obișnuința este a doua natură, care ar fi prima. Prima ar fi esența, de unde venim. Și asta o să constituie eventual subiectul unei alte emisiuni. Revenim la ceea ce credem, ceea ce cunoaștem. Diferența între puterea experienței pe care o oferă cunoașterea și puterea experienței pe care o oferă credința este ca și acea diferență în care începem să citim despre Polul Nord, deoarece ne propunem să mergem acolo și luăm documente, poze, filme. Ne putem imagina ce înseamnă în iarna polară minus 50 de grade Celsius. Ne putem imagina asta. Dar în momentul în care ajungem acolo,
Și experimentăm asta abia atunci știm cu adevărat și credem în faptul că sunt minus 50 de grade la Polul Nord. Abia în momentul în care experimentăm, în momentul în care trăim, se formează credința. Credința fiind mai puternică decât 100 de cărți. Asta nefăcând ca acele 100 de cărți să-și piardă valoarea, din contră. Indiferent dacă este în concordanță sau nu cu acele 100 de cărți, ceea ce am ajuns să credem în urma unei experiențe de valoare acelor cărți înspre informație autentică sau înspre material pentru reciclare. Dar cel puțin le împarte foarte clar în cele două categorii. În ce privește transformarea omului, pentru că emisiunea conștient, non-conștient își propune să ofere câte o picătură transformațională prin conținutul ei, prin felul în care curge metafora emisiunii, să ofere o experiență transformațională, o picătură mică. Și așa cum spunea Coșbuc, dacă le strângeți picuri cu strop de strop, fac al mărilor potop. Ajungem să strângem o masă critică și să schimbăm ceva. Să schimbăm ceva major în interiorul nostru. În ce sens? În sensul în care aducem echilibru. Ok? Întâlnim adesea situații în contextul în care suntem terapeuți, mai ales, în care omul ajunge la noi și ne spune: am problema asta, evident, soluția pe care o văd eu este asta. Drumul de la A la B, de la situație la soluție, este în grija terapeutului de multe ori. În schimb, faptul că omul vine de fiecare dată cu soluția și chiar vine cu soluția în momentul în care cineva te caută pentru ceea ce numim adesea vindecare, eu prefer să-i spun transformare, tuning, îmbunătățire, este soluția în interiorul omului. El deja crede în ea. Crede că este posibilă. Vorbim, evident, de genul de credințe echilibrate, fără să ducem lucrurile la extremă. Deci chiar vreau să luăm în calcul persoanele normal funcționale din perspectiva a ceea ce DSM-ul numește, din perspectiva a ceea ce psihiatria poate constata. Și luăm în calcul aceste persoane. Persoanele acestea vor veni cu situația pe care adesea o numesc problemă, dar ea este doar o situație. Și cu soluție. De multe ori, drumul de la A la B în aceste două lucruri s-ar putea ca ei să-l amestece prea mult cu propriile credințe și să le fie greu să-l vadă. Și asta e încă o dovadă a faptului că atunci când avem o credință, credința depășește cunoașterea. Pentru că știm că am putea fi bine într-o anumită situație, într-un anumit context, manifestând ceva, și cu toate acestea ajungem să credem că acum lucrurile stau așa și ar fi greu de transformat. Gândiți-vă la diverse situații din viața dumneavoastră când ați funcționat în acest fel. Și în timp ce continuați să vă gândiți, lăsați
Lăsați mintea să se deschidă și să accepte că viziunea în care vedeți soluția acelei situații, vedeți felul în care acea situație sau după acea situație se poate trăi într-o zonă de echilibru în raport cu mediul, deja este consecința unei credințe. Credința că poate fi bine. Pentru a ajunge la acel bine din credința fiecăruia, este suficient să conștientizăm cum poate fi bine acum. Pentru că dacă acum ne este greu să considerăm că e bine, e dificil să construim acel bine în viitor. Ok? Asta este primul exercițiu, prima picătură transformațională, ca să zicem așa. Gândiți-vă cum acum ar putea fi bine. Fiecare are o idee care a trecut prima prin minte. Aceea este soluția, oricât de paradoxal ar fi. Aceea este soluția. Imaginați-vă că ar fi posibilă. Și în timp ce vă imaginați că ar fi posibilă acea soluție, mintea începe să construiască toată structura de valori, credințe, de trasee neuronale la nivel fizic, prin care se susțină ceea ce dorim să atingem. Este prima variantă și deja, prin simplu fapt că simțiți aceasta, prin simplu fapt că ați ajuns să credeți aceasta, credința vă duce dincolo de ceea ce cunoșteți deja. Deja începe să fie din ce în ce mai posibil în minte. Și dacă susținem zilnic, de câteva ori, această viziune, așa cum neuroștiința spune, neuroplasticitatea ajunge să modifice realitatea. Și lucrul acesta se întâmplă. Este urmarea unei forme de credință generată de experiență. Ok. În contextul în care ceea ce avem de făcut din punctul A în punctul B considerăm că depinde de altcineva, am să vă dau acel exemplu al mult iubitul nostru CNA îmi cere să folosesc metafore din alt fel și este dificil să pară suficient de inteligentă conversația, dar vom folosi metafora urului porumbar care fugărește stolul de porumbei. În timp ce uliu urmărește stolul, stolul se învârte cu o viteză din ce în ce mai mare și în cercuri din ce în ce mai mici. Un porumbel, un singur porumbel, este acela care ține din ce în ce mai greu ritmul cu restul stolului. Acela este victima pentru uliu porumbar. Luați această metaforă și aduceți metafora aceasta în viața de zi cu zi. Faceți asta la modul cel mai serios, departe de orice sens peiorativ. Și vă ajută să înțelegeți faptul că în momentul în care neșansa noastră ține de o terță persoană, ceva din comportamentul nostru, exact cum în cazul porumbelului care este obosit,
a atras uliu și finalul este adesea același în acea poveste. Tot așa, în viața de zi cu zi, ceva din ființa noastră a atras reacția respectivă. Dacă porumbelul, metafora respectivă, și-ar schimba comportamentul, ar găsi resurse și ar începe să mențină ritmul cu stolul, evident, uliu, ar găsi un alt porumbel. La fel și în viața de zi cu zi. Totul ține de cum crezi și cât de intens crezi. Iar primul aspect pe care l-am pomenit adesea în întâlnirile noastre în cadrul acestei emisiuni este acela al sincerității. Este greu să înțelegem cât de mult afectează lipsa sincerității ființa noastră. Și este poate și puțin important față de cât de important este să ne dăm voie să înțelegem cât de mult și cât de benefic afectează ființa noastră prezența sincerității, prezența autenticului în ceea ce suntem. La fel ca și voi, dragii mei, sunt un om obișnuit. Ceea ce mi-am propus să fac este pentru că și fac este pentru că simt că pot, din experiența mea, din ceea ce am reușit să înțeleg din acest univers, din filozofia mea de viață, să ofer mâna mea cuiva ca să-l pot duce din situația A în situația B. Sunt doar un om, la fel ca oricare dintre voi. Este dincolo de credință o realitate obiectivă. Pentru că credința care este în interiorul nostru de multe ori este subiectivă. Și cu toate acestea reușește să modifice realitatea prin neuroplasticitate. În spate stă un alt mecanism, acela prin care omul funcționează pe baza oglinzii. În momentul în care avem o persoană suficient de coerentă în ceea ce face, adică tradus în concordanță cu tema emisiunii, manifestând suficientă credință personală în ceea ce face, în acel moment, neuronii noștri oglindă încep să copieze de acolo. Încep să ia model. Din fericire, modelele de credință autentică, modelele de sinceritate există. Și au existat întotdeauna pe parcursul istoriei umanității. Chiar dacă uneori a fost dificil să le găsească omul, a fost dificil să le intuiască. Pe tot parcursul istoriei umanității, acestea au fost prezente, au fost alături de noi. Pentru cei care la un moment dat ați dedicat timp și ați citit Codul lui Da Vinci, în finalul cărții, chiar este mult mai valoroasă decât filmul, în viziunea vorbitorului, apare un text încheind relativ banal întregul subiect al cărții. Iar acel text spunea: nu este niciun fel de comoară
Comoara este ceea ce a rămas în lumea simbolică, în faptul că au rămas poveștile despre cavaleri, despre zâne, despre prințese, inclusiv despre Alba ca zăpada și cei șapte pitici, despre tot ceea ce poate susține, hrăni și merge alături de noi în viață, sub formă de metaforă. Toate acele povești ale copilăriei au creat în mintea fiecărui individ speranțe, au creat dorințe, au creat credințe. De acolo s-au format credințele despre ce înseamnă să fii bun, ce înseamnă să fii altfel decât bun, ce înseamnă să iubești. Din aceste povești, pentru că educația se formează prin metaforă. Și dacă suntem atenți la ce se întâmplă cu noi, la nivel de credință, în momentul în care întâlnim o metaforă, vom putea să alegem să fim educați conștient sau nu conștient. Depinde de fiecare cum alege. Recomand celor care doresc să dedice timp pentru o carte, Geneza metaforei și sensul culturii, scrisă de prea puțin cunoscutul Lucian Blaga. Prea puțin, este foarte cunoscut, dar este prea puțin cunoscut, prea puțin înțeles. Acest minunat om, minunat suflet care a reușit să ajungă la un moment dat în istorie pe meleagurile acestei țări. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, cu tot dragul vă spun să aveți grijă cum vă hrăniți credința, pentru că este mai valoroasă, mai puternică și mai de impact în ceea ce manifestăm decât ceea ce cunoaștem. Sunt Tudor Borza și până la o nouă ediție vă spun la revedere!